când a fost înfățișat preotului, respectiv dreptului Simeon, de Fecioara Maria și de dreptul Iosif. Două erau motivele. Primul dintre ele era, legea prevedea ca la 40 de zile să se facă curățirea atât a pruncului, cât și a femeii care a născut. Până astăzi această lege se împlinește și în ceea ce ne privește pe noi creștinii, prin molitva care se face la 40 de zile pentru femeia care a născut și pentru pruncul născut din ea. La această molitvă îi se mai spune și îmbisericire, pentru că în cadrul acestei molitve se îmbisericește mama, se reîmbisericește mama și mai ales se îmbisericește pruncul. Băieții chiar fiind duși pe brațe de preot prin Sfântul Altar. Deci primul motiv pentru care Hristos a împlinit legea era acela, ca El și Maica Lui să fie curățiți. De ce trebuia să fie El curățit? El care era fără de păcat, sau Maica Domnului care era neîntinată. Acest lucru, dragii mei, s-a întâmplat ca să împlinească legea, ca la rândul nostru să împlinim legea. Pentru că noi, unul fiecare, suntem născuți din păcat. Și femeia, din păcate, datorită păcatului neascultării, și ea este într-o stare de necurăție. Domnul Hristos și Maica Domnului n-aveau nevoie de curățire, însă au făcut aceste lucruri ca noi să luăm aminte și să împlinim această lege, pentru că noi, ne spune Sfântul Psalmist David, în fără de legi ne-am zămislit și în păcate ne-am născut. Și dacă în fără de legi ne-am zămislit și în păcate ne-am născut, avem nevoie de curăție. Dar să zicem că am depășit etapa celor 40 de zile. Dacă ne uităm în lăuntru nostru și la faptele noastre și la viața noastră, ne dăm seama că avem nevoie, măcar așa, în duminici și sărbători, să ne curățim sufletește, să ne primenim, inclusiv trupește, și să ne arătăm lui Dumnezeu în Biserica Slavei Lui. Al doilea motiv pentru care Maica Domnului și pruncul Iisus a venit la templul legii vechi a fost acela de a mulțumi lui Dumnezeu, de a fi recunoscători, de a aduce jertfă de mulțumire. Ori noi, oamenii, dragii mei, pentru câte lucruri avem să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru însăși viața noastră, dar pentru toate celelalte lucruri, mai mici sau mai mari, văzute și nevăzute, știute și neștiute, pe care le lucrează Dumnezeu în favoarea noastră. Inclusiv suferința pe care o îngăduie din când în când, tot în favoarea noastră este, pentru ca să ne câștige pentru sine și pentru împărăția Lui. Așadar, vedeți dumneavoastră ce însemnătate are această sărbătoare, care este adevărat că are origini istorice acum 2000 de ani. Însă ea ne privește pe unul fiecare și se împlinește, dragii mei, ori de câte ori venim la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru că atunci cere lui Dumnezeu iertare pentru păcatele noastre. Și mulțumim lui Dumnezeu, Euharistia însemnând mulțumire adusă lui Dumnezeu. Iar Euharistia deplină înseamnă și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Doar așa noi reușim să-i mulțumim lui Dumnezeu deplin. Dacă atunci când participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ne și împărtășim
cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ca formă de mulțumire, de recunoștință. Domnul Hristos ne-a lăsat nouă să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui într-o pomenire a Lui. Cu adevărat îl pomenim pe Domnul Dumnezeul nostru atunci când ne împărtășim cu El. Nu este suficient, vedeți, să rostim rugăciunea, să fim prezenți doar, ci să fim implicați, însuși Dumnezeu să-și facă loc în ființa noastră, chiar fizic, trup și sânge, prin Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie. Și un alt amănunt, dincolo de împlinirea legii, este următorul, dragii mei. Noi în biserică ne putem întâlni cu Domnul Hristos, precum s-a întâlnit bătrânul Simeon și prorocița Ana. Bătrânul Simeon îl aștepta pe Domnul Hristos de ani mulți. Unii dau până la 300 de ani. Pentru necredința lui, Dumnezeu i-a rânduit ca el să trăiască atâta vreme până îl va întâlni pe Iisus Hristos născut din Fecioara Maria. Nu-și putea închipui, nu putea gândi cum un om se poate naște din femeie și ea să fie fecioară înainte, în timpul și după naștere. Și atunci i-a fost hărăzit de Dumnezeu să trăiască atâția ani până va vedea cu ochii lui. De aceea, când l-a primit în brațe pe Domnul Hristos, a rostit memorabila rugăciune pe care noi o cântăm la slujba vecerniei: acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Atunci el a văzut însăși mântuirea prin Domnul Hristos, cel care a lucrat-o prin jertfa crucii, și s-a împlinit făgăduința făcută de Dumnezeu ca el cu ochii lui să vadă pe cel care s-a născut din Fecioara Maria și pe Fecioara însăși. Acest lucru se întâmplă și cu noi în biserică. Noi preoții o facem și în mod văzut atunci când ne împărtășim, punem pe palmele noastre trupul Domnului Hristos. Și atunci când vă împărtășiți dumneavoastră, îl punem noi în ființa dumneavoastră, împărtășindu-vă cu Sfintele Taine. Există această întâlnire. Venim în întâmpinarea lui Dumnezeu care se dăruiește, zicem noi, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, să vă apropiați. Și atunci noi ce facem? Ne apropiem, adică îl întâmpinăm pe Domnul Hristos. Și trăim plenar sărbătoarea întâmpinării Domnului. În Sfânta și Dumnezeiasca liturghie trăim plenar sărbătoarea întâmpinării Domnului. Atunci când El, Cel care ne cheamă, are bucuria ca noi fiecare să-I răspundem întâmpinându-L pe El. Acestea fiind zise, adaug că astăzi am rânduit cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei să facem parastaz de 10 ani de la trecerea în veșnicie a mitropolitului Bartolomeu. Mă bucur că sunteți atât de mulți. Cu siguranță că dumneavoastră toți ați avut și acest gând de a veni astăzi la Mănăstirea Nicula și pentru mitropolitul Bartolomeu. Îi spuneam părintelui Paisie, care astăzi împlinește o vârstă duhovnicească,
fiind hirotonit în această zi de mitropolitul Bartolomeu, acum 20 de ani diacon și acum 19 ani preot. Că ce s-ar fi bucurat mitropolitul Bartolomeu, care slujea frecvent la această sărbătoare în mănăstirea noastră, să intre pe acele falnice uși în această prea frumoasă biserică și să slujească Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. E adevărat că el slujește astăzi într-o catedrală mai frumoasă și mai desăvârșită, Catedrala Împărăției lui Dumnezeu. Dar așa cum l-am cunoscut noi, și-ar fi dorit să slujească dinpreună cu noi în această Catedrală a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Dar oare n-a slujit? Cu siguranță a slujit. Sub picioarele noastre există o piatră de temelie pe care el însuși a pus-o atunci când s-a rânduit să se construiască această biserică. Acolo este și un hrisov în care se scrie amănunte din vremurile când s-a rânduit să se pună piatră de temelie. Și acel document este semnat în primul rând de mitropolitul Bartolomeu și apoi de noi ceilalți care am fost părtași la acel eveniment. Și tot sub ochii lui, din prima lui reședință din stăreția Mănăstirii Nicula, vedea zi de zi cum această biserică se clădește. Îi spuneam, îngrijorat, că îl deranjam din lucru pe care îl făcea, traducând și retraducând și diortosind Sfânta Scriptură. Însă el îmi spunea, întotdeauna când ies pe balcon și văd că se lucrează, că se muncește, că se zidește, sufletul meu se bucură, nici de cum nu sunt deranjat. Dimpotrivă, îi dădea râvnă ca și el, la rândul ei, să-și facă munca la care s-a angajat și pe care a încheiat-o cu succes atunci când a tipărit Biblia jubiliară, după 11 ani de muncă asiduă. A fost și rămâne prezent mitropolitul Bartolomeu în mijlocul nostru și suntem recunoscători. Și noi, slujitorii Sfintelor Altare, călugării mănăstirilor și dumneavoastră, credincioși și cu prisosință. Acest om, dragii mei, a reușit cum puțini oameni reușesc. Zice Domnul Hristos la un moment dat, ce va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, dar își va pierde sufletul său? Ori mitropolitul Bartolomeu și-a câștigat sufletul pentru împărăția lui Dumnezeu, dar a câștigat și lumea întreagă. L-a câștigat și pe Dumnezeu. Ne-a câștigat pe noi și l-a câștigat și pe Dumnezeu. Și atunci sufletul lui cu atât mai mult se odihnește. Și ne dorim din tot sufletul ca sufletul lui să se odihnească nu doar în Dumnezeu, ci și în noi, fiii săi duhovnicești. Un alt amănunt. Noi plănuiam împreună că atunci când va veni sorocul să fie mormântat chiar la Mănăstirea Nicula. Sigur că în cele din urmă lucrurile s-au schimbat și a fost doar acoperit cu pământul reavăn al Mănăstirii Nicula, în cripta de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Însă faptul că și-a dorit să fie mormântat la mănăstirea noastră a fost un plus pentru noi, cei care am socotit că i-am purtat de grijă, pentru că am reușit să-i construim un acoperiș deasupra capului. Astăzi, reședința care îi poartă numele
însă El ne-a purtat de grijă. Și oricine am stat de vorbă și pe oricine am solicitat vreodată în perioada aceea, întotdeauna cel din fața mea îl vedea în spatele meu pe Mitropolitul Bartolomeu. Și dacă îl vedea pe Mitropolitul Bartolomeu, mie nu îmi puteau sta împotrivă, nici chiar potrivnici. Acela era Mitropolitul Bartolomeu, care știa să te facă puternic, stând totdeauna de veche. Iar acum, el se odihnește unde veghează lumina feței lui Dumnezeu. Frază care îi plăcea atât de mult, spunea el, și rămâne scris în liturghierul tradus de el, că oamenii plecați în veșnicia lui Dumnezeu se odihnesc acolo unde veghează lumina feței lui Dumnezeu. Ce frumos să ne vegheze lumina feței lui Dumnezeu! Îi mulțumim Părintelui Stareț pentru dragoste și împreună slujire, celorlalți părinți din împreună slujitori, celor care au cântat la strană și dumneavoastră tuturor. Poate că noi oamenii, în limitele pe care le avem, uităm adesea de acest mare om al neamului și al bisericii. Dar eu sunt sigur și o spun cu fermitate și cu tărie, cu siguranță, că El nicio clipă nu ne uită pe noi. Ceea ce noi ne dorim din tot sufletul să o facă cu prisosință. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ajute tuturor în veci să